c'è qui al canovine? Lasciateci giumata. Ha spus lascia. Lasciasse? Nu. Întâi ați spus la șase, dar după ce ați revenit? Precis. Uite-l. Intră, tovarășe, Vasile. Ia loc. Ce mai faci? Bine. Ce-ți face soția? Bine, dar nu sunt însurat. Așa, așa e. Uitați-mi că ai divorțat, Nadia. Nu, n-am divorțat. Dar ce e? Ce s-a întâmplat? Că parcă mi-amintesc eu ceva cu dumneavoastră. Au, fi vorba de frate meu, că eu n-am fost căsătorit. Ai dreptate, dreptate, singur. Ce face fratele dumitale? Bine, bine. Bine, tot acolo e? Tot. Tot. El e la... Nu, nu a plecat de acolo. A plecat de acolo. De 3 ani. Și acum unde e? Unde a fost și înainte. Da. Înainte unde a fost? Frate meu? Da. Pe care că am 3. Și am și o soră. Ce-ți? Ce-ți, tovarășe Vasile? Nu te mai scula atâta în picioare, că vorba aia nu sunt popă. Vă rog să mă iertați. Nu faci nimic, nu faci nimic. Dar tovarășul ce face? Bine, bine. Știi că tovarășul Vasile e frate cu soția tovarășului Ivănescu? Asta mă uitam, cum seamănă? Ce face tovarășa? Am întârziat? Aș, glumeam, ședința e la 7, ce faci? Pleci, pleci? Plec. Te duci în Germania. Federală. La Frankfurt. Pe Main. Atunci e perfect. Vezi că e în Frankfurt un magazin, am eu notat undeva acasă adresa. Ce magazin? Numai cu articole de pescuit. Îl știu. Îl știi, atunci e perfect. O molinetă, știi cum naiba îi spune. Am eu notat undeva acasă marca. Îmi dați un telefon. Costă nimica toată. N-are importanță. Atunci și mai bine. Vezi că anul trecut, când am trecut eu prin Frankfurt, mi-am luat o flintă, știi cum naiba îi spune. Ceva extraordinar, o bijuterie. O lunetă. Cu lunete și nu știu ce are, am forțat eu ceva, ori fi umblat fiumii pe la ea. Nu vreau să dau la nimeni să mi-o repare aici, că mi-o strică. Mi-o dați mie. Așa, încât ori să mi-o schimbe, știi, ori să mi-o, dar ce este tovarășul Vasile? Aș avea o rugăminte. Aici vă că se întârzi. Și m-a rugat tovarășa. Cine? Cine? Soară mea. Ce spui, cum seamănă cu tovarășa Ivănescu? Să iau ceva, că pleacă cu fetele. Du-te, tovarășul Vasile, și dacă poți, întoarce-te. 10 minute. Nu te grăbi, ia mașina mea, sigur. Un om foarte bun. Și foarte priceput. Nu atât priceput, cât energic. Așa, încât ori să mi-o schimbe, știi, ori să mi-o... Ce? Ați auzit ce e cu Ivănescu? Nu, ce să fie? Dandana mare. Cu Ivănescu? Cu Ivănescu? Hai, nu se poate. Dă-mi expus-o și pastanele. V-am spus eu vreodată ceva și am fost desmințit? Ia zi, ia zi. Precis exact ce a fost nu știu, dar dezvonit se zvonește de o săptămână. Păi de vorbit se vorbește de mult. La mie, cum dracu, nu mi-a ajuns nimic la urechi? Eu viu de sus. Mi-a spus-o ciobanul. Ciobanul? Pregătiți-vă că vă vine un alt adjunct. Nu poate că în locul lui Stavrache. Nici pomeneală. Stavrache stă bine. Stavrache e tare. Păi atunci? Ivănescu. Ivănescu. Te-ai fi așteptat? Eu știam de când a venit șeful că Ivănescu ăsta n-are zile multe. Nu se înțeleg. Și prima altă mentalitate, alt stil de muncă. Ei, da, da, sigur. Și afară de asta Ivănescu e depășit. Dacă nu vor să asculte... Eu le-am spus, ți-aduci aminte, Colibaș? Dar cum să nu mi-aduc aminte? Ivănescu a fost bun, a corespuns, dar pentru o anumită perioadă. În ultima vreme numai boroboați a făcut. Toată povestea e să vedem cine vine. Dar oricine vine, ce ne privește pe noi? Noi ne vedem de munca noastră, de treaba noastră, de ce avem noi aici. Trebuie să vă spun să nu mă așteptam? Păi, pentru mine nu e o surpriză. Era fatal. Dacă vreți să știți care e părerea mea, ceea ce l-a dus pe Ivănescu la situația asta, nu e atât felul cum am muncit, cât altceva care am știut de mult că o să-l ducă de râpă. Dom'le, bea. Bea? Ceva de speriat. Păi asta e catastrofă. Dom'le, bei. Bei, că nu spune nimeni să... Da, asta bea tot timpul. De ajuns să iau un paharel că și începe să trâncănească. Vorbea cel puțin în ultima vreme că îl și evitam. Am fost cu el la o vânătoare, martie. N-am vrut să mă duc. N-am vrut să mă duc, dar a insistat, atât că n-am putut să scap. Păi și pisălog, tocmai. E bine, ce mi-a fost dat să aud?
Vă spunem că m-am și îngrozit și numai prostii, domn. Că e și ramolit? Nu atât ramolit, știi cât cum să vă spun eu așa? Prost! Da, domnule. Eu nici n-am știut ce prost e omul ăsta, că eu n-am avut cu el niciun fel de relații, strict de muncă. Dacă mă chema el într-o chestiune, mă duceam, dacă nu, fiindcă să vă spun de mie, nu mi-a plăcut niciodată. Ți-aduce aminte Colibașcă? Dar cum să nu mi-aduc aminte? Mi-aș fi spus, ține minte Colibaș și Vănescu ăsta n-are zile mult. Păi ce că e prost, mai e și șmechia. Dar, domnule, păi nu puteai să știi niciodată ce în capul lui, știi? Te duce el pentru o chestiune importantă, urgentă, aveai nevoie de orientare, de o directivă, știi? El nimic, te lua cu povești, cu istorie, te întrebai unde vrea să ajungă. Ca să nu se angajeze. Exact, dacă ieșea bine, era meritul ăștia, dacă o scrânteai, tu plăteai oarele sparte. Periculos tip. Da! Ce noroc de șef, că l-a simțit imediat cum a venit, știi, că al minteri... Ce e, tovarăș? Hai, gata. Am fost tovarășul direct. Foarte bine, trece, rog, în anticameră, că te chemăm noi. Ăsta nu e frate cu tovarășa Ivănescu? N-ai văzut cum seamănă. Mie, să vă spun drept, nu mi-inspiră nicio încredere. Păi ce încredere să-ți inspire, că n-a lucrat nicăieri mai mult de 3 luni? Păi unde n-a umblat ăsta? Crucea Roșie, Rol Mentu. La fabrica de iaurt? Dar la noi cum a ajuns? Păi cine a putut să scape de gura ei? Care o gură matracuca asta de sus, s-a ceva de speriat. Ce e, domnule Coionescu ăsta? Vine de la 7. Dacă venea mai devreme, tu șa. N-are nicio vine, eu i-am spus să vină. Dă-mi telefon, să vii imediat, că-și Ionescu ăsta nu mai știu ce e. Păi i-am spus să sunt Ionescu, dumneata, nu te uita că-i cumnat cu Ivănescu. Nu mă privești. Păi da, studiază dosarul, fă-ți meseriești, dacă ai impresia că corespunde, bine, dacă nu, poate să fie practic Dumnezeu de ce, la mine nu contează. Ha, uită-te bine. Ascult, Ionescu. Ascult. Ți-am spus să te ocupi de dosarul Vasile. Am spus. Și? M-am ocupat, e în regulă. E în regulă, poftim. Ce înseamnă în regulă? L-am încadrat. L-ai încadrat? Ce ți-am spus eu să-l încadrezi? Ți-a spus dumnealui să-l încadrezi? Eu ți-am spus, studiază! Încalță-te. Da. Studiază! Ai studiat? Studiat. Și? I-am făcut formele, dar nu știu ce a făcut Mândroie, dacă i-a făcut toate formele, că eu toată săptămâna am stat la cabinet, la dispoziția șefului. Și cu istoria asta cu Stavrache a fost un balamuc, cum n-am pomenit decât sunt eu în minister. Balamuc? Ce balamuc? Mă, ce balamuc? Nu știți? Gata, a plecat. Stavrache nu mai e. Nu mai e? Ștefănescu a intrat în locul lui Ivănescu și Ivănescu prim adjunct. Ce zici de chestia asta? Nici nu se putea altfel. Eu am spus întotdeauna. Formula e bună, e bună mișcarea. Când s-a făcut? Azi la prânz. Da, mișcarea e bună, chiar foarte bună. Și Ștefănescu e mai potrivit pe locul ăsta decât dincolo, iar doar și Ivănescu este... Aici o să facă treabă mult mai bună, că e mult mai pe profilul nostru. Da, nici nu se compară cu Stavrache. Ce Stavrache, nu? Ce Stavrache, nu? Stavrache era depășit, completamente depășit. Da. Vorbești, dumneata. Ia cheamă omul cu acest să nu stea în anticameră, tovarășul Ionescu. Intră, tovarășul Vasile. Poftiți? Tovarășul Vasile, poftiți? Poftim. Poftiți, tovarășul Vasile, poftiți, stați aici. Stați aici, poftiți, tovarășul Vasile. Ai fost la tovarășă? Vă trimite complimente că au plecat cu fete. Mi se pare mie că și dumneata ești vânător. Sunt. Dar să ne gândim să ieșim o dată împreună. La sitar, mergi? Eu mai mult la sarsele. Ce ele? Sarsele. Mergem și la sarsele, tovarășe Vasile. Ce să ne mergem? Mergem unde vrei, da, mergem și la sarsele, mergem și în iad!